ca un fel de ciulanu. Așa fac. Le spăl, le opălesc, pe urmă le frec bine cu... Eu nu le dau prin mașină. Le toc cuțitul după ce le opălesc bine. Adică opărite, dar pe urmă le pun și le fierb în ziama aia. Și le toc bine cu cuțitul, le pun în castron, le frec bine cu lingura și le pun în puțin ulei, în cralița în care fac, depinde câte fac, și pun puțin buligon și le fac ca un ciulanu. Și cred că sunt foarte gustoase. Și cu usturoi, mufnei de usturoi, cine vrea să mănânce, cine nu mănâncă, fără usturoi. Dar gustul cel mai bun îl are cu mufneiul de usturoi.